Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ora 18, o nouă emisiune, Vorba lui Tașcă, retrospectiva săptămânii. Invitatul meu, ca și săptămâna trecută, Cristi Balint. Bun găsit, Cristi! Bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Nicu. Chiar îmi face plăcere că m-ai invitat din nou. Te rog, mi-ai zis că ți-a plăcut săptămâna trecută. Sunt la dispoziția ta cu tot ce știu și cu tot ce cred. Da, spuneam că ți-a plăcut săptămâna trecută, mi-ai zis că ți-a plăcut și m-am gândit să reedităm această discuție de data trecută, sigur cu alte subiecte. Domnilor și domnilor, așa cum știți, alegem în fiecare vineri 5 subiecte ale săptămânii pe care le discutăm cu un invitat în postura de analist, astfel încât dumneavoastră să aveți... Și nu numai în postură. Și nu numai în postură, dar în această postură ești aici astăzi. Și ca să ajut să analizăm evenimentele și spuneam că vrem să facem acest lucru pentru că voi ajuta să aveți un tablou cât mai expresiv și cât mai exact vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în săptămâna care se încheie. Sigur că nu putem trece sub tăcere, să zic așa, ceea ce a generat o mare vâltoare aici în Valea Jiului, de unde transmitem această emisiune, și anume scandalul polițiștilor petrecăreți. Eu am scris deja un text pe această temă, un text în care m-am exprimat, cred, destul de exact, nu atât la cazul celor care au petrecut, ci vis-a-vis de ansamblu. Cum vrei să facem, Cristi? Vrei să spui un punct de vedere acum și după aceea să aflăm reacția IPJ-ului Hunedoara? Punctul meu de vedere este limpede. În România lucrurile au direcție greșită, începând de la educație, cum vorbeam și la trecută, de la educație. Că o să vorbim și astăzi despre până educație la urmă, sub o altă până la urmă e vorba de educație aici, nu e vorba, că până la urmă și polițiștii ăștia sunt tot oameni și deși ei ar trebui să dau un exemplu de urmat cetățenilor privitor la respectarea legilor, privitor la o moralitate, știu eu. Te opresc un pic, Cristi, da. Pentru că l-avem la telefon pe... Nu-l avem? Îmi fac colegii semn că nu-l avem. Te rog, scuză-mă, continuă. Da, vis-a-vis de legalitate, de moralitate, de verticalitate, știu eu. Până la urmă, ei sunt tot oameni și tot ei au făcut școală în România, o școală care se pare că, din păcate, se îndreaptă către o prăpastie adâncă, din care nu știu dacă mai ieșim. Și ca și din punct de vedere a educației și a civilizației și a mentalității, pentru că uite, plecând într-o țară străină, nu, românul se integrează, bine, se integrează mai mult sau mai puțin, dar marea majoritate a românilor care pleacă la muncă în străinătate se raportează la legile de acolo, la le respectă, nu aruncă pe jos hârtii, nu țipă în, știu eu, pe scara blocului. Acum chiar te opresc pentru că îmi fac colegii semn că l-avem la telefon pe Bogdan Nițu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara. Totdeauna mi-e greu să zic. Bun găsit, domnule Nițu, și bun venit la Vorba lui Tașcă, a trecut ceva timp. Bună ziua și bine v-am regăsit. Într-adevăr, este o plăcere de fiecare dată să fiu alături de dumneavoastră și de telespectatorii dumneavoastră. Mersi tare mult. Vreau să ne spuneți cum se vede de la IPJ Hunedoara acest scandal, să-i zicem, dacă cred că nu e un cuvânt prea tare. Adică ceea ce s-a întâmplat weekendul trecut când niște colegi de dumneavoastră n-au ținut cont de scenariul roșu care tocmai se instaurase cu câteva zile bune, de altfel, în municipiul Petroșani și au petrecut, sigur, într-un gest frumos, aș putea să spun, la încreștinarea unei tinere domnișoare. Este adevărat un gest frumos, însă trebuie să ținem cont și de restricțiile igienico-sanitare impuse de contextul pandemic în care ne aflăm. IPJ Hunedoara nu tolerează niciun fel de încălcare a legii, indiferent de calitatea persoanelor implicate în astfel de activități, chiar dacă vorbim despre angajate Inspectoratului de Poliție Hunedoara, cu atât mai mult aceștia cunoscând și chiar o parte dintre ei aplicând legea în acest domeniu, au cu atât mai mult o responsabilitate în plus față de cetățenii obișnuiți în privința respectării legislației în vigoare. Ca urmare, ne-am văzut nevoiți, practic, nu noi, ci cei de la Poliția Municipului Hunedoara, de la Poliția Municipului Petroșani, cei care au intervenit la fața locului, să aplice
pe de o parte, sancțiuni contravenționale persoanelor care au fost identificate la fața locului, vorbim despre 20 de persoane care au fost sancționate contravențional în baza legii 55 din 2020, însă ca urmare a extinderii verificărilor, polițiștii petroșeneni au stabilit că la evenimentul privat au mai participat și alte persoane care nu au fost identificate inițial la fața locului și care de asemenea au fost sancționate contravențional, în acest caz în total fiind aplicate până în momentul de față 33 de sancțiuni contravenționale în valoare de 27.000 lei. Totodată, societatea comercială care a organizat evenimentul a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 15.000 de lei, tot conform legii 55 și pentru organizarea evenimentului, dar și cu amendă în valoare de 6.000 de lei în baza legii 61 din 1991 pentru faptul că inițial nu a permis accesul forțelor de ordine, polițiști și jandarmi în incinta localului respectiv. Pentru că s-au extins cercetările și a existat suspiciunea rezonabilă a comiterii unei infracțiuni, vorbind despre infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, în acest caz a fost întocmit și un dosar de cercetare penală ce este investigat sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Petroșani, iar conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara a dispus în acest caz și cercetări disciplinare prin biroul de control intern, urmând ca ofițerii acestui birou să stabilească câți polițiști au participat la acest eveniment și, bineînțeles, dacă vor fi găsiți vinovați, se vor propune măsuri disciplinare față de aceștia. Precizarea ar fi că nu tolerăm niciun fel de încălcare a legii, după cum spuneam și la începutul intervenției, și în continuare activitățile de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus vor continua pe raza întregului județ prin aceste controle pe care noi le efectuăm practic zilnic împreună cu celelalte instituții de aplicare a legii. Ce riscă polițiștii, domnule Nițu? Și cât credeți că va dura ancheta? Cât va lua să verificați aceste lucruri? Ancheta este în curs, vă spuneam, dacă vorbim despre latura disciplinară, polițiștii biroului de control intern depun toate eforturile pentru a clarifica situația, bineînțeles, și a dispune măsurile prevăzute de lege, vorbim despre măsuri de natură disciplinară, iar în privința anchetei penale aici, parchetul de pe lângă judecătoria Petroșani este cel abilitat. Mă refer la cercetarea internă a IPJ-ului. Vreau să știu ce riscă polițiștii. Riscă să fie dați afară? Măsurile se aplică graduale. Sunt măsuri de natură disciplinară, mergând de la mustrarea scrisă până la diminuarea drepturilor salariare sau chiar excluderea din poliție ca și măsură, să spunem, ultimă, finală, cea mai gravă, practic finală. Însă, vă spuneam, măsurile se aplică gradual în funcție de gradul de vinovăție, de participație a fiecărei persoane implicate. Există și o răspundere, să spunem, morală, în paranteză fie spus, pe lângă această măsură disciplinară. Practic, le recomandăm tuturor cetățenilor, indiferent că sunt polițiști sau din alte categorii sociale, să respecte legea. Este datoria tuturor să fim mai responsabili în această perioadă, să respectăm, să spunem, măsurile impuse de autorități, fie că vorbim despre distanțarea socială sau despre portul măștii în toate zonele, mai ales în zonele roșii, așa numite zonele roșii, inclusiv în municipiul Petroșani. E regulă, domnule Nițu, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc și o zi bună tuturor. Mulțumesc. Iată, Cristi, cum ți se pare poziția IPJ? Anchetă, dosar penal, amenzi? Bine, eu l-aș fi întrebat pe domnul... Puteam să-l întreb, dar mă rog, n-am vrut să intervin pentru că până la urmă nu. Dar pentru cultura mea personală, l-aș fi întrebat pe domnul purtător de cuvânt câți polițiști au fost implicați și de la ce poliții proveneau aceștia, dar... Întâmplându-se în Petroșani, s-au bătut mai mult monedă pe Petroșani, dar au fost și colegii ai. Înțeleg că chiar tatăl tinerei încreștinate lucrează la poliția din Arinoasa. Deci, până la urmă, acum tu știi la fel de bine ca și mine, în Valea Jiului vorbim cam, de fapt, grosomodo de un singur oraș, pentru că suntem cam toți în aceeași oală, chiar dacă unii stăm la Petroșani, la Petrila, la... Da, bun, deci revenind la ce vorbeam inițial, înainte de intervenția purtătorului de cuvânt, totul pornește de la educație, sigur, și în Germania sunt tot oameni și, sau Germania, îmi place să dau exemplu mereu cu Germania, dar e țara europeană pe care o stimez cel mai mult și asta din cauza disciplinei și a felului cum este privită civilizația și
traiul de zi cu zi în această țară. Bun, deci e simplu, pleacă de la educație. Da, vreau să spun și când ai spus prima dată de educație că circulă, sigur, o glumă amară, așa, dacă pot să zic, printre cetățeni și în special printre polițiști, că mai nou, noua generație de polițiști, să zic așa, nu mai au nici măcar școală, pentru că sunt încadrați din extern și fac o școală, nu știu, scurtă, de câteva săptămâni, în care nu știu dacă învață mare lucru, așa, și după care sunt trimiși direct în funcție, în uniformă, să zic așa. Și, dau amenzi. Dau amenzi și fac și alte lucruri, că dacă dosare, ar fi numai asta, sigur. Întocmesc dosare. Da, probabil că nu știu dacă majoritatea știu să facă un dosar cum trebuie, dar ei se apucă și îl fac dosare, fac tot felul. Dar cum ți se pare această chestiune? Adică se anunță cod roșu, după care unii, sigur, vorbim în cazul acesta de polițiștii petrecăreți dintr-un anumit local, nu vreau să-i spun numele ca să nu-i facem oarecare reclamă, deși acum e închis, înțeleg, sunt închise toate localurile. Dar poate rămâne și cineva, poate aude prima dată de acest nume. Însă sunt locuri în care se întâmplă, au picat rău, într-adevăr, și cu 8 martie și cu... Sigur, acum botezul respectiv era întamat și era pregătit și era totul... Sigur că nu poți să-ți faci nici viața după codurile roșii sau scenariile roșii. Mai e un lucru de semnalat aici, e foarte important. Sigur că majoritatea din presei audiovizuale a semnalat acest lucru, dar hai să-l semnalăm și noi aici. Cifrele, aceste coduri s-au schimbat de curând și cifrele actuale sunt sub cifrele, de exemplu, sunt sub cifrele din perioada alegerilor generale. Deci, eu am auzit în timpul alegerilor generale erau un număr de infectări sau, mă rog, de decese superior, un număr superior față de ce se întâmplă acum. La nivel național. Când este cod roșu național, adică... Dar nu este cod roșu național, este cod roșu local. Nu, pe aici, pe acolo, marea majoritatea a localităților. La Timișoara mai e, dar... Na. Cu București, marea majoritatea a localităților sunt sub cod roșu. Dar, da, scenariul roșu, așa e termenul. Scenariul roșu, da. Dar, povestea este, de exemplu, în cazul Petroșanului, unde a avut loc această mare petrecere, deja, cred că, cunoscută la nivel național. S-am aflat cu surprindere că se împarte numărul de cazuri la 40.000 de locuitori, ori... Eu, ca și sociolog, mai spun o dată, poate aude cineva, DSP-ul, dacă e pe recepție, cineva, domnul Mezei sau... Hai să-i numărăm Bob cu Bob, că nu mai sunt 20 de mii. Hai să-i numărăm Bob cu Bob, că nu nici 30 de mii nu mai sunt. Nici adică... 20, probabil. Nu, 20 mai sunt, că dar de unde știi? Oraș Măricel. Eu spun totuși dar... sub 20. Nu, sunt, peste 20 sunt, dar sub, în niciun caz nu sunt 40. Adică, să fim serioși, de unde 40? Mi se pare că undeva, și atunci dacă e să judecăm așa, înseamnă că la Petroșani incidența este de 6-7%, nu de 4%. Și așa poate putem să luăm lucrurile, să vorbim și de Timișoara, să vorbim și de București. Și atunci mi se pare că totuși DSP-ul, și mă întorc la o temă favorită, doamne și domnule, DSP-ul și în general Ministerul Sănătății nu reușește să explice și să comunice convingător pe această temă. După un an de zile de pandemie, oamenii ăștia n-au învățat nimic. Este stupefiant pentru mine. Nu pot să înțeleg. Nu, adică... Asta provine de la nivel central, semnând că nu mai suntem 20 de milioane, cum tot scriu. Eu zic că dacă mai suntem 12 milioane în România... Păi tocmai, și atunci dacă mai suntem doar 12 milioane, scad proporțional și fondurile alocate, fondurile europene alocate, nu... Păi românii. Nu, sunt românii, restul de 7 milioane, că înțeleg că 19 milioane este cifra totală, sunt majoritatea dintre ei tot în Europa, deci sunt tot români, dar nu mai locuiesc în România. Dar muncesc acolo, plătesc taxe acolo. Da. Dar sunt cetățeni români. Care ori mai fi? Nu, majoritatea sunt, că nu și-au mai schimbat, nefiind... Am depășit un pic timpul alocat acestui subiect, dar recuperăm la cel al doilea punct. Am văzut, Cristi, că în presă se fac mai nou titluri mari legate de gunoaie și întotdeauna am fost foarte atent la acest punct de vedere și am gândit să discutăm și astăzi în emisiune, pentru că, într-adevăr, tema gunoaielor este o temă grea. Pentru că senzația mea și nu numai a mea este că nu reușim să gestionăm această chestiune la un nivel acceptabil.
Adică, în continuare, pare că sunt multe gunoaie, pare că se depozitează aiurea, deci măcar nu pare, adică e clar, se duc în diverse locuri și se creează focare de infecție. Firma care se ocupă aici în Valea Jiului de această chestiune, dar nu numai, are serioase probleme din când în când. Și un punct foarte important pe care am mai discutat despre el, colectarea selectivă. Noi suntem în procedură de infringement și când spun noi mă refer la România, pe colectarea selectivă. Noi nu colectăm selectiv. Niciun, aș poate să spun niciun pet, că peturile sunt toate pe râuri. Numai... Începând cu gunoaiele, eu am o părere un pic diferită în sensul că numai aici a fost, nici cu gunoaiele, nu mai sunt gunoaie chiar peste tot cum era pe vremea. Dar totuși ești mulțumit de cum se derulează? Sigur, mie mi se pare că lucrurile nu merg bine. Eu aș merge mai mult pe curățarea șoselelor. Deci șoselele sunt foarte, foarte mizerabile. Șoselele în România. Șoferii aruncă pe geam tot felul. Nu, și nu neapărat de gunoaie, ci de pământ, praf. Sunt foarte, nu știu, toți am fost plecați în vestul Europei și am văzut că acolo chiar nu este pământ pe șosea, nu știu cum reușesc, da. La noi e un pământ nu, și nu intră de pe petriș, nisip, petriș, nisip, spaci parbrizul din lună lună, scale câte o piatră. Bun, revenind la gunoaiele menajere, că la asta te referi. Da, sigur, cele care... Zic că și aici s-au făcut pași importanți, în sensul că nu mai sunt gunoaie pe spațiile verzi, așa cum erau pe vremuri, da? Iar cu eu cred că tu stai în o zonă bună, să știi. Da, nu știu, zonă bună, dar cu colectarea selectivă trebuie să se mai pună la dispoziție pubele, păi, de așa. Sigur, dar nimeni nu cere. Dar nu sunt firmei respective să aducă pubele. Eu de exemplu îmi separ gunoaiele biologice de gunoaiele care pot fi valorificate. Da. Reciclabile. Și nu prea am unde să le arunc, nu prea găsesc pubele de așa natură încât să le pot arunca. Asta spun, că mi se pare că această chestiune a colectării selective, care eu m-am gândit că acum în al 13-lea ceas ne trezim odată și ne apucăm de lucru și încercăm să schimbăm lucrurile, pare că timpul trece, știi cum e, și nu se întâmplă nimic. Adică, uite, a trecut deja, ideea să încheie primul trimestru al anului și n-am făcut nimic despre pe acest domeniu. Se întâmplă așa cum e în România. Lasă-mă că merge așa. Firma asta trebuie pusă la treabă, adică să aducă pubele, să se implice mai mult. Administrațiile locale trebuie să se implice în educarea cetățenilor pentru colectarea selectivă. Pentru că altfel nu vom ajunge niciodată să facem colectarea selectivă. Niciodată. Bun, educare după ce le pui la dispoziție tot. Sigur, sigur. Hai să luăm cu începutul. Dar trebuie și campanii. Pune mai întâi la dispoziție ce trebuie să pui, adică oferă gratuit, pentru că în multe orașe din România primăriile oferă gratuit pubele specializate, da, pentru colectarea selectivă. Sau cele firme respective să pună, să monte. Așa, după care poți să ceri și performanță, adică după care poți să impui populației un stil. Și dacă aduce mâine pubelele, nu ar începe colectarea selectivă. Nu, dar măcar e un prim pas și poți să pretinzi, nu? Dar cum poți să pretinzi să colectezi selectiv când tu n-ai cum să le colectezi selectiv? Adică vorba lui Becari, cum să fii colonel dacă tu nu ești colonel? Am înțeles, dar totuși există această problemă. Mi se pare că e o problemă stringentă care... Ceasul ticăie, știi? Și s-ar putea să ajungem în situația că, apropo de ce spui tu de banii de la Uniunea Europeană, s-ar putea să ajungem să dăm noi banii Uniunii Europene și să nu să ne dea Uniunea Europeană nouă bani, că nu vrem să ne conformăm. Păi adică. Dacă n-ar face Uniunea Europeană un recensământ și ar vedea că aici, până la urmă, nu ca număr de cetățeni înscriși și matriculați e vorba, ci la număr de cetățene pe care o țară îi conțin. În România nu conține mai mult de 12 milioane de suflete sau 14 milioane de suflete. Clar, nu, peste 14 milioane, clar nu suntem. Dar nu, mă gândeam să ne dea amenzi, pentru că dacă nu rezolvăm problema, o să vină niște amenzi care au o frumoasă cifră, care mi-e place foarte mult, 100.000 de euro pe zi. Da? Doamne și doamne, pe zi. Adică noi, ne stă sabia deasupra adică capului. Mai mult decât se împrumută guvernul câțu pe secundă. Mai mult decât se cuvântul. Și dacă o ținem langă așa, s-ar putea să fie mai mult decât trebuie să primim. Știi? Adică, pentru că nu pot că... Adică n-avem de luat, avem de luat. Tot ne spun, domne, faceți ceva, faceți ceva. Și noi ne facem că plouă. Știi?
Ne uităm în sus și după avioane. Bun. Bun. Deci gunoaiele vor fi în continuare o problemă în România. Mulți ani de aici încolo este fără doar și poate, pentru că nu or să percuteze toate primăriile, toate consiliile județene, toate... Nu percutează niciuna, iartă-mă. Deci chiar nu văd nicio mișcare deși, pe zona asta. Deși, uite, circul des pe ruta București-Petroșani-Tur-Retor. Așa. Și treceam pe lângă o groapă de gunoi din orașul Horezu, serpentinele alea pe acolo când intri dinspre Târgu Jiu spre Horezu, la intrare în orașul Horezu, era o groapă de gunoi. Au închis-o de 2 ani, deci nu mai gata, s-a terminat. Da, noi aici și aici cu închiderile am zis că sunt ceva probleme în Marea Jiului, așa că eu zic că tema asta a gunoiului s-ar putea să ne atârne de gât multă vreme de acum încolo și e doar începutul, dar eu zic că mare atenție, dragi edil, dacă sunt despre recepție, mare atenție că s-ar putea să dăm bani de n-o să ne ajungă bugetele să plătim. Dacă nu înțelegeți odată că trebuie să demarăm cu chestiunea asta. Închidem subiectul și am decis, Cristi, să mai discutăm. Am discutat săptămâna trecută despre vaccinare, pentru că am plecat de la o experiență trăită chiar de mine chiar astăzi. În urmă cu, cred că, nici 2 zile, s-a anunțat, 2-3 zile așa, s-a anunțat că în zonele în care sunt scenarii roșii, se va trece la etapa a treia de vaccinare, adică se vor vaccina și cei care nu au nici peste 65 de ani, nu au nici boli, nu au nimic, adică cetățenii obișnuiți, ca noi să zicem. Și am încercat de dimineață să mă vaccinez. La un moment dat erau 1000 de locuri la spitalul de urgență din Petroșani, după care locurile au tot scăzut și azi dimineață când mi-am făcut și eu cont pe celebrul site unde te înscris să te vaccinezi, am găsit un singur loc la spitalul de urgență din Petroșani și până am completat eu acolo datele respective, ce crezi că s-a ocupat și locul respectiv. Și am rămas fără posibilitatea de a mă vaccina, ceea ce mi s-a părut interesant și m-am gândit atunci, uite-te ce succes extraordinar are vaccinarea în România, că nu sunt locuri pentru cât de mulți oameni ar vrea să se vaccineze. Câți doritori? Păi... Adică mi se pare extraordinar. Contrar a ceea ce declara chiar premierul Câțu astăzi, că ăștia care fac campanie împotriva vaccinării sunt de fapt niște teroriști. Păi bun, dar ce teroriști sunt ăștia că n-au niciun succes? Din moment ce oamenii se dau buluc și se ocupă locul, mii de locuri se ocupă în 24 de ore. Adică mi se pare că este chiar mai mult decât ar fi sperat orice guvern, orice politician din ăsta... Asta înseamnă că românul este pragmatic, este un om care este un tip de om care se gândește la mai departe decât ceea ce afirmă unii și alții că ni se poate întâmpla de la aceste vaccinuri. Eu personal, ca și data trecută, aștept, nu mă grăbesc, aștept un anumit tip de vaccin. Și dacă te grăbești, uite că nu reușești. Da, bun, nu, da, aștept un anumit tip de vaccin, care cred eu că mi s-ar potrivi. Acum, bun, au fost, dacă tot ai ajuns la vaccinuri, zilele astea ai izbucnit în presă, a bubuit în presă o știre, precum că un lot din vaccinul AstraZeneca a creat mai multe... Chiar înainte de emisiune am văzut un cercetător de la Oxford, care întâmplător era român, care a explicat că... Da, deci cercetătorii britanici, vestiții cercetătorii britanici... Sunt români acum, să fim bineînțeleși. Da. Așa? Grupul de cercetători britanici. Da, și se explica că mi se pare exagerată chestiunea asta și nu există științific, spunea omul respectiv, eu nu sunt specialist, spunea că nu există nicio legătură între ceea ce se reclamă a fi cauza morții acelor oameni și vaccinul AstraZeneca. Adică. Bun. Dar sunt multe țări și țări mai civilizate decât România care au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca. După cât am aflat, am suspendat și noi. Noi doar lotul respectiv, dar lotul în alte respectiv. Țări au suspendat cu totul. Da, am retras lotul respectiv de la a fi folosit. Deci am înțeles că sunt câteva persoane, cum să le spun, nu pot să le spun nici importante, cunoscute, care au picat exact în lotul respectiv. Adică nume grele ale politicii dâmbovițene. Păi,
probabil că nu ar fi murit toți cei vaccinați din clotul respectiv. Nu, că ăștia trăiesc, politicienii trăiesc. O mai fi și scăpat dintre ei, dar se pare că se pun în cârca acestor vaccinuri lucruri de care nu sunt responsabile neapărat aceste vaccinuri. Așa poți să mori din orice alte cauze. Că asta nu înseamnă că dacă ești vaccinat și ți-a reușit, ești imun și nu te mai calcă mașina sau nu mai poți să te ia amețeala să cari pe stradă. E așa un fel de Zorro, de Superman. De zombie, de știu. Nu. Nu, sigur, se întâmplă și astfel de lucruri. Nu știu exact ce conținea acel lot, ce sticăciuni putea să provoace organismului uman, dar e bine că s-a depistat și e bine că s-a retras. Acum, cum ți se pare ceea ce am povestit? Faptul că românii își doresc cu atâta ardoare să se... Păi asta spunea, că mi se pare că poporul român e un popor pragmatic, își vede interesul mai mult decât... A târnat foarte mult și chestiunea aceasta despre care se vorbește, că va fi nevoie de un pașaport al vaccinării în momentul în care ieși în țară. Nu neapărat. S-au gândit cu toții, domnule, dacă... Dacă Tony îl dă gratis, de ce să nu facă? Adică mai bine cu decât fără. Mai ales după ce a fost cam o lună de zile de reticență așa, în care lumea a stat în expectativă să vadă ce se întâmplă. Nu mi s-a părut niciun fel de reticență. Mi se pare că de la început a fost o dorință mare. A fost la început un pic de reticență totuși, nu? Dar acum au constatat cu toții că, uite domnule, că nu e chiar așa de acum rău. Știi cum e? S-a și început pe 27 decembrie acum. Ce omul s-a gândit așa, băi, ce fac? Mă duc să mă vaccinez sau mă duc la Revelion? Da. Bun. Cam așa cum aș glumi. Nu, mie se pare că și sunt încântat să observ acest lucru. Mi se pare că există o dorință extraordinar de mare de a românilor de a se vaccina și a concitadinilor mei, să zic așa, din moment ce mii de locuri dispar într-un timp foarte scurt. Adică e ceva extraordinar. Ceva ce nimeni n-a estimat. Uite, și chiar vorbeam cu niște amici, țări mult mai avansate ca România, de exemplu cum e Franța, unde nu e chiar așa bătaie, dimpotrivă. Oamenii sunt reticenți de-a dreptul, adică să se vaccineze. Francezii sunt și un popor din ăsta cu un simț al criticului de foarte dezvoltat. Și un pic mai încăpățânați așa. Mai încăpățânați, mai stăpâni pe personalitatea lor și uite că ei nu vor. Până la urmă, fiecare face cum dorește. Nu știu, probabil că o să vrea până la un moment dat, când o să vadă că nu se mai poate, sau știu, când o să vadă că cazurile din România sau din alte țări care s-au vaccinat sunt mai puține, o să vrea și... Din păcate văd că la cazuri stăm bine, în ghilimele, evident, spun stăm bine, pentru că avem de două zile din nou peste 5.000 de cazuri pe zi. Bun. La un număr de teste de peste 36.000. Da. Mult. Mult, dar mai puțin totuși ca în alte țări. Mai puțin ca în Cehia, sau mai puțin ca în Ungaria, sau mai puțin ca în alte țări care sunt pragul colapsului. Ce să zic? Astea sunt niște date pe care... Zici ce vrei să spui ca să închide subiectul. Da, să închide subiectul. În concluzie, mă bucur că poporul român Eu cred că este o surpriză foarte bună. A tras o concluzie pro-vaccinare, da? Concluzia formului este pro-vaccinare. Probabil că suntem și mai un popor care se informează mai mult decât alții. Că ne uităm sigur la televizor cel mai mult din toată Europa. Pe Facebook, acolo toată lumea e pe Facebook, că l-are și... Și pe Facebook, și la televizor. Și la televizor, sigur că da. Și s-au informat și au constatat că e mai bine cu decât fără. Absolut. Închidem, domnilor și domnilor, acest punct și trecem la un punct pe care m-am ferit de multe ori să-l abordăm aici la Vorba lui Tașcă, pentru că l-am considerat puțin deja trecut în marginal. Este vorba despre complexul energetic Hunedoara, care, deși mort, apropriu, aș putea să spun,
în continuare ținut... Încă mai mișcă pe la colțuri. Da, ești nu, dar e în continuare ținut, știi că este o poveste celebră cu un personaj care murise și ca să încaseze pensia sau, mă rog, cum era atunci, sigur că e, nu știu dacă e reală treaba, el l-au pus la un geam și au pus niște pari în spate așa și stătea și omul părea viu și acolo. Și poștea și o venea, îi făcea cu mâna? Da, să vede, nu, dar îl vedea la geam, uite-l, stă la geam, să uite-l prin... Geam. Așa și cu cehul, știi? Așa-mi imaginez cehul, stând ca un cadavru priporit într-un fața unui geam și acolo toată lumea crede că trăiește, dar de fapt el e mort. Însă ceea ce vreau să vorbim astăzi este faptul că corbii sunt pe el. Și când spun corbii mă refer la următoarele persoane. Nominal, domnul Roșu, Cristian pe numele lui, administratorul special, care nu se dă dus de acolo, nici dacă o să se surpe clădirea complexului, nu o să plece de acolo. Un alt personaj și mai bine înfipt acolo se numește Samuel Dioane, director general, care de asemenea stă priponit acolo, cred că e legat cu lanțuri din acelea de crațări groase, ca să nu cumva să ia cineva scaunul de sub fund. Și mai nou, cine crezi că s-a urcat pe cadavru? Un nou prieten de-al meu, deși nu l-am văzut niciodată personal și sper că nici nu o să ne intersectăm vreodată, domnul prefect Marean, care se trezește dimineața așa și își aduce aminte că mai există și complex energetic. Și face el întrunit, îi cheamă el la ordin pe unul și pe alții, și pe domnul Roșu chiar, și pe domnul Dioane, îi face acolo ședințe și la sfârșit, ce crezi, Teva tot n-are apă caldă și căldură. Cum ți se pare? Tu ești specialist în CEC, îi cunoști bine pe cei de la CEC sau cum s-au numit ei de-a lui Cum să comentez chestia asta? O comentez de la faptul că este un fenomen inexplicabil, această minerit în Valea Jiului este un fenomen inexplicabil. Un loc... Ești de acord cu metafora mea? Deci ele mor și totuși trăiești? Da, oarecum sunt de acord. Ele mor de mult. Ani. Sigur, și de mulți ani. E mor ca și rentabilitate, ca și afacere, mor de când cunosc eu. Întotdeauna se raportau mii de lei producție la mii de lei cheltuiți. Iar întotdeauna era miile de lei cheltuite erau mai mari întotdeauna decât mii de lei producție. Și asta de când cunosc eu acest fenomen, de 20 ceva de ani cunosc acest fenomen. Bun, deci ca afacere era sigur că ar fi putut fi rentabilizat la un moment dat, mai, nu știu dacă să treacă pe profit, dar în orice caz să fie undeva într-un echilibru, putea ajunge, dar ocazia asta a expirat de mulți, mulți ani. Dar acum, ce crezi că am piedicat asta? Interesele politice și oamenilor de afaceri care s-au... Ele sunt paralele sau se intersectează? Se intersectează, altfel cum să fie paralele? Dacă ar fi paralele nu se ating. Deci da, nu se întâlnesc niciodată. Nu se întâlnesc niciodată, atunci nu văd logica, dar ele se întrepătrund, aceste drepte se întrepătrund la un moment dat și în mai multe rânduri se calcă. S-a ajuns într-o gaură nesfârșită de unde intră multe miliarde de euro au intrat în această gaură. Și cred că mă gândeam acum în timp ce vorbeai că dacă s-ar fi putut și acele sute de milioane despre care tot vorbim din Just Transition Fund și alea le-ar fi îngropat în mină numai de dragul de a scoate de acolo ceva voturi. Dar vreau să te întreb... Care interese au fost mai puternice? Cele politice sau cele economice? Da, dacă îmi permis să închei prima idee, cu oameni de afaceri și cu conducătorii politici și conducătorii acestei firme, acestei companii de extracția huilei. Deci da, pe măsură ce anii au trecut, datoriile au crescut, s-au șters aceste datorii din mai multe rânduri, s-au reînființat alte structuri cu același obiect de activitate, care în scurt timp au devenit și ele ineficiente și falimentare, da? Păi
El a fost tot timpul, te corectez un pic. El a fost tot timpul ineficient și falimentare. Dar de fiecare dată s-a șters ca într-un cer vicios. Știi, am plecat de la, din capătul ăsta și ne-am întors tot aici. Și acum se vorbește de un nou complex care va avea aceeași soartă, evident. La fel am intrat în insolvențe, în falimente și uite așa. Acum, ce să zic, în zilele noastre situația e clară. Bine, situația e clară de mult timp încoace. Mineritul nu are niciun fel de viitor, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere al... Politic are, pentru că acolo sunt niște oameni care lucrează și care cu familiile lor votează într-o direcție sau alta. Hai să fim realiști, nu mai sunt... Mai sunt, păi nu mai sunt mulți, dar mai sunt. Mai sunt 2500-3000 cu toții și din ce în ce mai puțini. Nu mai reprezintă o miză politică. Dar... Până la urmă stai și te întrebi, domnule, o firmă care nu și-a plătit datoriile niciodată, da? O firmă în care se iese la pensie cu un salariu și pensia e dublă ca salariu. O firmă unde... Acum nu-i de condamnat nici domnul Dioane, nici domnul Roșu și nici chiar prefectul. Dom'le, dacă până la urmă sistemul le permite să facă acest... Păi bun, dar cum să te urci pe mort așa? Adică vezi un mort și acum domnul Dioane nu e străin de mort. Domnul Roșu iară nu e străin. Sigur, dar dacă întrebi pe domnul Dioane sau pe domnul Roșu, dacă întrebi despre viitorul mineretului, ce domne, Uniunea Europeană a zis că mai stăm încă 20 de ani sau încă 10 ani, noi tragem până atunci. Să stăm, da, tragem pe banii noștri, ca să zic așa. Ne permite Uniunea Europeană să mai supraviețuim, noi supraviețuim. Bun, pe de altă parte e și o chestie... Iartă-mă că te opresc până să găsești ideea, supraviețuiesc pe banii tăi, pe banii mei, pe banii colegilor din regie, pentru că nu supraviețuiesc, nu sunt nefiind viabil, nu poate supraviețuiască, supraviețuiește din banii noștri. Da, este și o chestie de socială, privită și o chestie socială la un moment dat. Nu mai e vorba de la 3.000 de oameni, ce socială. Da, păi socială, că 3.000 totuși sunt, 3.000 de familii care își iau un salariu, mă rog, mai mult sau mai puțin meritat, având în vedere că ei acum, la ultimul conflict de muncă, ei solicitau salariile, dar salariile nu puteau fi plătite din cauza că nu exista producție vândută. Și nu existau niciun ban în cont. Nu există niciun ban în cont și nici producție vândută, că dacă tu nu dai cărbune pe care să-l vinzi, sigur, de unde să... Cei de la Mintia plâng de nu știu când, că n-au cărbune. Bun, și dacă tu și nu dai, școlile dacă până... tu nu dai gram de cărbune, de unde să plătești salarii? Bun, deci revenind, e o chestie socială, oarecum socială, în sensul că în Valea Jiului, din păcate, nu există nimic cu care să înlocuim această structură. Nu există de decenii, da. Și ăsta este motivul pentru care toate guvernele au făcut toate artificiile necesare, perpetuare acestei structuri, nu? Dacă am avea de mâine o altă fabrică de, nu știu, de orice, de făcut... Dar acolo nu mai își pot băga... Macaroane? Nu își mai pot băga politicienii coada, nu mai pot... domnul Roșu nu mai poate angaja să-și angajeze prietenii, domnul Dioane la fel. Deci atunci la privat nu merge, tu știi foarte bine, nu? Adică la privat nu merge nici pe prietenii, nici pe nu știu ce. Adică acolo dacă ești bun... Sau și dacă te angajezi, dacă ești bun rămâi, dacă nu ești bun pleci, dacă nu dai producție, nu te ține nimeni, cred că în privat, să-ți plătească salariul dacă nu... Bun, dacă discuți cu ei, dacă discuți cu domnul Dioane și domnul Roșu, ei, domnule, noi facem aici, pregătim stratele, pregătim producția... Nici o lopată de cărbune. Da. Nu știu ce să... Rog pe colegii din regie să-mi spună cât timp mai avem, ca să știu cum abordez ultimul subiect. Nati, colega noastră Nati nu e pe recepție. Să ne da, spunem. Mai avem, cred că 10 minute mai sunt. Mai sunt. Bun, ca să închidem acest punct, mie mi se pare totuși flagrant modul în care acești oameni se urcă pe acest subiect și se țin de el așa într-un mod disgrațios. Adică să spui poze pe Facebook, cum ești tu să discuți pe nu știu unde... Ca să discuți ce? Adică, în primul rând că în momentul în care a izbucnit conflictul despre care amintești tu, eu cred că ei trebuiau să plece în secunda 2. Demisii, fac, la revedere, alții. Cum adică? Să stai, să te agăți, să stai așa, să te agăți de scaun? Și acum am mai venit și am mai găsit și un aliat în prefectul Marean, care a simțit și el că e rost de ceva capital de imagine aici la
complex și s-a lipit și el de asta. Nu reușim să rezolve nimic, pentru că exact cum spuneam, am fost ieri la Deva și oamenii sunt la fel de lipsiți de apă caldă, la fel de lipsiți de căldură. Nu e... Deci s-au întâlnit să se pozeze oamenii ăștia, nu? Nu s-au întâlnit să rezolve ceva. Adică... Sunt stupefiat și lipsa acelui, nu știu, ministru ăla, Popescu, domnul Popescu, dacă te uiți pe undeva, domnule, dă-i afară, domnule, pe ăștia, cum îi lași așa? Adică să blochează oamenii subteran cu săptămânile. Din câte știu, ăsta, prefectul este... E politician. E politician de la ce partid? Liberal. Liberal. Ministrul e liberal, domnul Roșu e liberal, Ioane e și liberal, ci că... Mai nou, deși el a fost pus de PSD, de un fost prieten de-al tău, se spune. Adică, nu știu, mi se pare, nu știu, sunt, poate se simte, sunt extrem de indignat de ceea ce, de acest spectacol penibil pe care fac acești oameni, pe un complex sau pe o firmă care, să mă ierte Dumnezeu, nu face decât să producă niște bani și știe ce stau domnii Roșu și Dioane? Pentru că fiecare încasează pe lună sute de milioane de lei venit. Sute. La propriu. Net. Și atunci... Păi de unde dacă nu-s bani? Eu nu știu cum fac. Domnul Roșu se vorbește, nu dețin informații, dar uite, o să întreb la Ministerul Energiei, că este plătit de minister. Direct, de la bugetul de stat, din banii noștri, în fiecare lună și nu face nimic, îți dai seama. Zero lei, se duce până acolo, merge înapoi acasă. Să merge la întâlniri cu prefectul. Sute de milioane de lei, în fiecare an. Cash. Fără... Pe acte, cum se spune. Pe acte. Și rezultate? Zero. Da. Trecem la ultimul subiect, doamnelor și domnilor. Știți că am mai discutat aici la emisiune. Îmi pare rău că sociologul Valentin Fulger nu este cu noi, pentru că aș fi vrut să-i arăt că am avut dreptate. Mulțumesc, Nati! Într-un final ne-a făcut colega noastră semn. Spuneam că îmi pare rău că nu este aici, pentru că sociologul Valentin Fulger a spunea că nu se va întâmpla nimic cu arbitru Colțescu. Este subiectul preferat al ultimelor luni, că săptămâni deja nu mai putem să zicem. Domnul Colțescu, care a spus într-o ieșire necontrolată la negru, ce credeți, până la urmă a fost sancționat de UEFA și nu va mai pune piciorul pe terenul de fotbal până în vară, cel puțin, până se vor încheia toate competițiile, și a fost trimis... Unde crezi că a fost trimis? Unde a fost trimis? La școală! Să învețe să participe la cursuri antirasism. Drăguț? Da, bun. Eu sunt aici nu neapărat naționalist, sunt totuși de partea arbitrului Colțescu. Putea să zică, bă, ăla cu geacă verde... Sau ăla cu părul greț. Dar toți aveau geacă verde, că știi că se îmbracă la fel. Da, eu... Bine, ăla era oficial, nu neapărat trebuia să fie îmbracat la fel, că nu era jucător. Era oficial, antrenor secund, nu știu. Deci era... Colțescu a făcut expresia, a scos aceste cuvinte în ideea în care la asta se referea. Bă, ăla cu părul greț. Sau bă, ăla cu... ăla pitic. Sau ăla negru. El la asta s-a referit, nu neapărat că... Domnul Colțescu, știu că chiar deloc, chiar deloc. Da, am avut și eu niște intersecții cu fotbalul. Nu-l cunosc pe arbitru Colțescu chiar deloc, dar eu merg pe ideea că așa s-a petrecut lucrurile. Sigur că acel antrenor secund a amplificat într-un mod artificial și într-un mod neloial. Neloial a amplificat această expresie arbitrului Colțescu, dar, mă rog, până la urmă nici sancțiunea nu este foarte drastică. Acum nu puteau să-l condamne la închisoare, adică te trag de acolo. Putea să-i dea niște amenzi. Îți spun eu că lustură pe domnul Colțescu. Domnul Colțescu a arbitrat prin Champions League, unde onorariul de arbitru și era și arbitru de rezervă, că nu era arbitru pe teren. Erau câteva mii de euro bune la cred fiecare. Cred că peste 10.000, adică... Nu știu dacă chiar 10.000, dar erau câteva mii de euro bune. Lua niște bani frumoși, ori trăcându-l pe... Nu, dar știi ce se întâmplă? Unde mi se pare că lucrurile n-au mai fost atât de simple? În momentul în care echipele, era Paris Saint-Germain pe de o parte și o echipă turcă, îmi scapă numele, îmi cer scuze, au ieșit de pe teren. Deci în urma acestei chestiuni, amplificate poate cum spui tu,
Dar jucătorii, hai să zicem că jucătorii de la echipa turcă nu erau așa niște nume sonore. Dar când te uiți la Paris Saint-Germain, adică îl vezi pe Neymar, Mbappé, atâtea și atâtea nume care, cum să spun eu, sunt nume grele ale fotbalului european, nu? Și s-au solidarizat. Ei săraci n-au știut exact ce s-a întâmplat, pentru că nu poți să... Nu pot să îi acuz, să-l acuz pe Neymar, că era lui Colțescu. Nu, 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 eu tot mai spun că a fost un gest de solidaritate, nu? Păi nu n-a auzit, dar a înțeles despre ce e vorba. A înțeles ce i s-a spus și ce i s-a spus, i s-a spus cum i s-a spus, i s-a spus cum au vrut ei să... Deci tu ții cu Colțescu până la capăt. Eu țin cu Colțescu, da. Țin nu că până la capăt, eu țin cu Colțescu pentru că... Eu consider că așa, lasă să le fie. Bă, ăla cu părul crâț. De acolo. Vezi că, uite, asta e frumusețea aici la emisiune, că suntem de acord să nu fim de acord întotdeauna, pentru că eu sunt, și de la început m-am poziționat că trebuie domnul Colțescu să sufere o sancțiune, pentru că... Bun, chiar dacă în România nu este o problemă atât de dură cu rasismul, cum e în alte țări, nu sunt așa de grave aceste derapaje, dar... Ba, sunt destul de grave, plecând de la faptul că la comunitatea de țigani se spune comunitatea de romi, nu știu cum s-a ajuns. Nu, asta e o discuție, nu e o discuție, cum s-a ajuns la chestia asta și chiar ei, chiar marea majoritate a comunității rome spun de ei că sunt țigani, pentru că în toate limbile, gitan, în franceză se înseamnă țigan și în engleză tot gypsy, deci nu roma, gypsy, da. Poate deci, și practic, pentru că la noi nu sunt atât de mulți străini, adică n-au venit, există oameni de culoare, negri, cum se spune, nu prea sunt în România. Acum nu mai e nici de culoare, acum este cu comunitatea afro. Comunitatea afro, afro aia, în America. De culoare asta cu... Da, nu sunt oameni și nu comunitatea afro este peste tot, că negri de acolo provin, din Africa, nu? Rasismul în România, după părerea mea, nu e o problemă și... Sigur că domnul Colțescu poate și-a permis așa o exprimare mai colovială, pentru că întreaga brigadă era română, dacă ți-aduci aminte. Da, și nu știu cum au înțeles ei că e vorba de... Negru sună destul de comun, așa, nu sună... Sună de la noir, negru, da, dar exact. Uite, în engleză, black... Da, adică nu e greu să înțelegi dacă spui și dacă, ceva, deci te-ai îmbrăcat în negru. Practic te-ai insultat să-i spun, băi, arbule, te-ai simțit insultat, dacă se spune așa? Nu, dar eu cred că a greșit Colțescu. Hai să încheiem într-o notă mai glumeață, așa, relativ glumeață. Ai auzit de senatoarea Lucica vreodată? Mă trebuiesc că nu. Lucica e un nume parecum comun. Să știi că... Dar mie mi se pare foarte comun, dar... Luciana. Luciana, da. Nu, este vorba de Lucica și pe final, doamnelor și domnilor, aș vrea să remarc, pentru că n-am mai vorbit de multă vreme, a fost preferata noastră aici la emisiune multe ediții și trebuie să o amintesc și astăzi, pentru că am sizat un mod de comunicare extraordinar. Doamna Lucica are un aparat format de niște persoane extrem de dubioase, după părerea mea, și oamenii ăia, unii zic că de aici, alții zic că de la București, fac câte un comunicat de presă, din când în când așa. Și aduc ei aminte și el a făcut prost, de altfel, din bucăți, mă rog, ceva inimaginabil. Dar ce crezi tu, sau ce crezi tu că înseamnă un comunicat de presă? Este un comunicat pe care eu îl fac și ți-l dau ție? Sau îl dau întregii prese? Întregii prese, normal. E, să știi că ești în contradicție cu doamna Lucica, care nu face așa. Și care ea face comunicatul și îl dă unui anumit ziar care îl publică, probabil contra cost. Atât. În rest, eu, tu... Suntem în presă, amândoi, da? Andrada din regie n-a văzut comunicatul niciodată. Pentru că nu-l primește. Bun, luminează-mă, fă-mă să 30 înțeleg. De secunde. În 30 de secunde să înțeleg. Să înțelegi, da. Senatoarea Lucica este Lucica Muntean, o doamnă care n-a visat în viața ei că va fi senator și printr-un joc de culise a ajuns, e senatorul de Hunedoara, din partea PNL, care, așa cum a avut probabil toată viața, n-a înțeles mare lucru, nu înțelege nimic nici poziția de senator. Asta e concluzia mea. Dacă tu ai altă părere, îți dau 30 secunde să... N-am nicio părere. Deci să te uiți, probabil, să te uiți de acum mai bine la emisiunea, probabil, la emisiunea mea, ca să afli mai multe despre senatorul. Probabil că și-a făcut niște socoteli politice înguste pe care noi nu le înțelegem, sau ce puțin nu le înțeleg.
pentru că în clipa în care dăm comunicat de presă, interesul este să fie publicat, să fie preluat de cât mai multă parte a presei, nu decât mai decât exclusivist așa. Nu-mi dau seama la ce, da. Asta așa. E, doamnelor și domnilor, despre senatoarea Lucica, din nou, săptămâna viitoare, în deja celebra retrospectiva săptămânii, din fiecare vineri, de la ora 18. Mulțumesc, Cristi, pentru participare. Mulțumesc, doamnelor și domnilor, dacă v-ați uitat la această emisiune și să o mai faceți și săptămâna viitoare.